8 persoane au fost rănite în municipiul Buzău după ce o mașină condusă de o femeie a intrat într-un grup care aștepta în fața unei școli. Conform primelor informații, șoferul mașinii ar fi chiar directoarea unității școlare. Incidentul a avut loc în zona centrală a orașului, mai exact în fața școlii numărul 1, de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Victimele au vârste cuprinse între 12 și 67 de ani. De asemenea, alte 3 persoane, printre care și o copilă de 12 ani, au suferit atacuri de panică. Autoritățile au activat planul roșu de acțiune. La fața locului au ajuns 4 ambulanțe de la Serviciul Județean și una de la Smurd. Toți răniții au fost transportați la spital, iar starea lor este stabilă. Polițiștii spun că autorul accidentului a fost o buzoiancă în vârstă de 43 de ani. Femeia se deplasa cu un autoturism dinspre bulevardul Nicolae Bălcescu pentru a intra în curtea unității școlare. Pe fondul unei manevre executate greșit, ea ar fi pierdut controlul asupra vehiculului și ar fi acroșat poarta de acces și un grup de persoane. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ea se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.